Bună, eu sunt Eva și după cum știți, în ultimul clip am lansat o provocare tuturor elevilor din Colegiile Naționale Militare, prin care le-am cerut să-și alcătuiască un alfabet caracteristic. Astăzi vom urmări alfabetul ștefănist. Salut, eu sunt Lucian și reprezint elevii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare, iar astăzi vom accepta provocarea lansată de elevii Colegiului Național Dimitrie Cantemir pentru a realiza alfabetul caracteristic liceului nostru. Să începem! Atențiune! Litera B vine de la... Bucovina! Credință în patrie! T vine de la deplasare la studiu! E vine de la efectiv control! Litera F vine de la forțele terestre. Litera G vine de la... GSC! H vine de la Hora Unirii. Litera I vine de la Ia locul formație. Litera G vine de la Înainte Marș. Litera J vine de la jurământ. Elev al Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare, virtuțile mele sunt excelența, creativitatea, onoarea și disciplina. L vine de la lucru în echipă. Litera M vine de la Musatini. 95 de ani de la înființare. Olimpici naționali. Litera P vine de la pași în cadență. Repetiții pentru defilare. S, stânca lemistului. Ștefan, Ștefan, domn cel mare, seamăn pe lume nu are. Traian Grigorescu, primul comandant al colegiului. S vine de la ținută militară. De trei ori ura pentru Ștefan. Ura! 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 Litera V vine de la Victoria. Iar litera Z îl reprezintă pe domnul Zavadi Constantin, absolvent al liceului promoția 1942. Acesta a fost alfabetul ștefănist. Sperăm că v-am stârnit atenția, iar mai departe îi provocăm și noi pe elevii celorlalte colegii militare pentru a prezenta alfabetul lor. Acesta a fost alfabetul ștefănist, iar în continuare așteptăm și celelalte licee militare să ni se alăture provocării.